Ninsorile din ultimele zile au pus probleme serioase în Neamț. Mai multe localități au rămas izolate din cauza drumurilor greu accesibile, iar ambulanțele au ajuns cu greu la pacienți. Ca să le poată acorda primul ajutor, medicii s-au urcat pe sănii. Cu greu a ajuns aseară ambulanțele la cei care aveau nevoie de ajutor. În Roman, medicii și-au lăsat ambulanțele la șosea și și-au luat echipamentul în spate. Mergem până în apropierea localității respective, până unde se poate circula. Ulterior, ajungând la pacient fie pe jos, fie pacientul ajunge la noi cu o căruță, depinde de gravitatea cazului. Nici taximetriștii nu au avut o noapte tocmai ușoară. În oraș și-au onorat comenzile, dar deplasările de cursă lungă le-au evitat. Au ocolit mai ales zona dealul Mărului. Acolo sunt văi mai multe și cred că nu-i dat cu nimic, cine știe. Viscolește, posibil, la câmp. Probabil nu-i dat cu nimic și așa. Sunt pante mai da, amare. Da, da. Și gerul s-a instalat azi noapte în județul Neamț. Mercurul termometrelor a coborât până la minus 10 grade Celsius, iar în masivul Ceahlău a coborât chiar și până la minus 15 grade. Meteorologii spun însă că de joi vremea se va încălzi.